expirăm, avem nevoie de Dumnezeu ca și Mântuitor, ca și Salvator, ca Domnul Iisus Hristos să fie acela care să ne dea mântuirea și harul pe care l-avem căutând, da. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze la cei care vor sluji și Dumnezeu să fie acela care să fie onorat în toate și în tot ceea ce vom face. Pentru început, voi să ne ridicăm și împreună cu toți să răspund rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-i-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Bunei Dumnezeu pentru partea să fiți să instalați și instrumentele, dorim de Dumnezeu să vină cu Dumnezeu în aleu dată Domnul. Să ne rugăm ca fratele Cristi să vină în pace, cu liniște, în fel de puțin. Dumnezeu să îl călăuzească și să-l ocrotească să ajungă aici, în locul acesta. După grupajul de cântări care fratele Beni va cânta, fratele Relu, la cântări la prima rugăciune, Dumnezeu să vină cu Dumnezeu. Slăviți să fie Din tot ce ai creat, ești Doamne
cel mai frumos. Cea serină, spre cerul infinit, un bun firat de tine, de tine lămâitit. Mă vânt dorim fierbinte, să zbor să te întâlnesc, de tine. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți schimbă florile, de-adori sunile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Haideți cu toții care suntem în această seară la închinare să spunem din toată inima, trăiască Domnul! Amin. Acel care ne-a binecuvântat pe toți prin Fiul Său Iisus Hristos, și în această seară ne-am oprit puțin din alergarea noastră, ne-am gândit puțin la sufletul nostru și am venit la închinare în casa Lui și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Amin. Dumnezeu să ne ajute ca în această seară să ne apropiem mai mult de El, să-L descoperim mai mult pe El, să înțelegem mai mult chemarea la care ne-a chemat și tot mai mult să căutăm să-i facem voia Lui și la plecare din locul acesta să plecăm cu hotărâri și cu decizii noi, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Ne stăm față o rugăciune. O rugăciune în care venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, cum de obicei obișnuim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea doar în două, trei cuvinte să precizez ce înseamnă rugăciunea. Ce înseamnă rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu? Rugăciunea nu este altceva decât comunicarea noastră cu Dumnezeu. Când stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, este ca și cum am comunicat noi între noi. Mergem înaintea unui om cu o problemă și știm că și el ne ascultă, ne ascultă și dacă poate ne rezolvă, dacă nu, nu. Tot așa în comunicarea noastră, prin rugăciune, în comunicare stăm înaintea lui Dumnezeu. Comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Îi spunem lui Dumnezeu problemele noastre. Și El nu este ca un om, este atotputernic și poate să rezolve orice problemă, slăvit să-i fie numele Lui. De multe ori nu putem merge înaintea lui Dumnezeu pentru că avem un atacator care ne atacă în fiecare zi la nivelul gândului, la nivelul minții. Și mi-amintesc bine când am ajuns în Italia la 17 ani, maică-mea mi-a spus, roagă-te Domnului să-ți cauți de lucru, să-ți rânduiască Dumnezeu un loc de muncă. Și atunci asta și m-am gândit în mintea mea, trebuie să mă rog Domnului, cum să mă rog Domnului, că nu am curaj să mă rog Domnului. Pentru că știu bine cine sunt, știu bine ce am făcut, știu bine viața mea, nu am curaj să mă duc înaintea lui Dumnezeu să comunic, să-i spun Lui ce am eu nevoie și mai mult de atât să am pretenția ca El să mă asculte. Și am găsit un verset în Cuvântul lui Dumnezeu, care vreau să-l citesc în această seară împreună cu dumneavoastră, în 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 9, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa frumos. Și aș vrea să îl citesc în această seară împreună cu dumneavoastră. 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 9, spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să-i fie numele Lui. Dacă ne mărturisim păcatele, noi vrem să comunicăm cu Dumnezeu în această seară în rugăciune. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să-i spunem, Doamne, iartă-ne pentru ceea ce am greșit. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viața. Ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine și în modul acesta vom fi binecuvântați de Dumnezeu în anul 2023. Mă bucur, cum am spus, că suntem la închinare la început de an. Am venit aici cu dorința să ne întâlnim cu Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu în această seară va vorbi prin cântare, Amin. Prin cuvânt, va vorbi și va atinge inimile noastre. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să intrăm în comunicare cu Dumnezeu, într-o rugăciune. Poate nu te-ai rugat niciodată până acum. Stai înaintea Domnului și spune, Doamne, Tu mă cunoști, sunt aici. Sunt aici. Dumnezeu este prezent aici prin Duhul Său cel Sfânt. Iisus Hristos este prezent aici și vrea să lucreze în seara aceasta. Să ne rugăm înaintea Dumnezeu, chiar dacă satana te acuză și spune, ai păcătuit, ai vorbit de rău, ai făcut aia. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte, slăvit să-i fie numele Lui. Intrăm cu toții în rugăciune. Se spune aici de importanța rugăciunii și comunicării noastre cu Dumnezeu. Siguranța e frumos ca un preot să se roage pentru înnoiași. E frumos ca un păstor să se roage pentru cei care are membrii în biserică. E frumos să se roage părinții pentru copii. E frumos și plăcut să se roage copiii pentru părinți, pentru bunici. Dar știți ce este cel mai frumos? Oportunitatea pe care îmi dă Dumnezeu ca fiecare dintre noi, în mod personal, să te rogi lui Dumnezeu, fără intermediar. Dacă ați observat, poate între dumneavoastră, rugăciunea aceasta, că ne-am rugat toți. Ce o înțelege Dumnezeu? Înțelege Dumnezeu. Pentru că pe pământul acesta suntem acum deja peste 8 miliarde de oameni. Știți cât s-au rugat acum? În momentul în care ne-am rugat noi pe mapamondul acesta? Nu sunt mai că suntem noi aici 200 de oameni. Și sunt poate milioane. Și Dumnezeu înțelege, nu numai că aude. Poate au fost în locul acesta oameni care în sinea lor au spus, Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. Scriptura spune că Dumnezeu și gândul acela și dorința aceea o cunoaște. Spune Scriptura că nu mi-a ajuns cuvântul pe limbă, ci Doamne Tu și cunoști totul. Și atunci noi considerăm, bazați pe cuvântul Sfintelor Scripturi și pe experiența personală, că nimeni nu poate simți dorința și motivul de rugăciune de Dumnezeu, oricât de bine ai dat detalii de problema care o ai. Cum bună oară, eu nu pot să spun unuia, te înțeleg, domnule sau doamnă, prin ce treci, dacă eu n-am trecut pe acolo. Nu-i așa? N-ai cum. Că pot să dai un cuvânt de bărbătare, că pot să căutăm o soluție împreună, da. Dar așa, cum știți, cum cunoașteți, cum simțiți, dragii mei ascultători, spuneți-vă Dumnezeu, că în bunătatea lui Dumnezeu ascultă. Pune Scriptura într-unul în seamnă, seamnă, seamnă și patru cititori la mic la casă, când strigă un nenorocit. Domnul? Aude. Slăvit să fie Dumnezeu. Și-a dat mai departe, fratele Beni va cânta, Dumnezeu să-L binecuvânteze și vom mai face încă o rugăciune. Slăviți să fie Domnul. Cred că așa de mult popor n-am văzut niciodată la Buda. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Are Dumnezeu o hrană bogată pentru fiecare dintre noi. Pentru că așa cum ne cunoaște Dumnezeu, nu ne cunoaște nimeni. Nici mama, fiul, nici prietenul cel mai bun nu te cunoaște așa de bine ca Dumnezeu. Știe chiar ce gândești acum. Știe cu ce dorință ai venit în locul acesta. Și vrea Dumnezeu să-ți răspundă la multe întrebări. Vrea Dumnezeu să-ți dea speranțe noi. Să te ridice de acolo de unde ai scăzut. Să spună că mai ai și dumneata valoare în ochii lui Dumnezeu. Că te-au chemat în seara asta aici să te strângă la pieptul Lui. Se pune întrebarea, dumneata dorești? Dumneata dorești? Că fără încuvințarea dumneatale, Dumnezeu nu o să facă nimica cu forța. De aceea te cheamă Dumnezeu în seara asta. Vino, spune refrenul acestei cântări,
Vino, Doamne, că atâția te așteaptă să spună aza lor durere. Sunt cei ce n-au pe nimeni, iar inima le plină de atât de trudă și întristare. Domnul să aibă milă de noi toți. Amin. Spre cerul albastru, spre volta senină mă-ntreb, devine azi Mântuitorul, Iisus Împăratul Suprem. Oare din slava cerească, privește o clipă spre noi, când gemeni și pasul se afundă, din lumea de chin și dureri. Vino, 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 atâția te așteaptă să-ți spună azi a lor durere. Sunt cei ce n-au pe nimeni, dar inima e plină de multă trudă și întristare. Te bolnavi în spitale, te-așteaptă orfanii ce plâng, te-așteaptă și inimi zdrobite, să fii o Iisus mai curând. Te-așteaptă atâția Iisuse, ce-n lipsul durere și chin, își înalță privirile duse, spre țărmul etern și senin. Vino, 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 atâția te așteaptă să-ți spună azi a lor durere. Sunt cei ce n-au pe nimeni, dar inima e plină de multă trudă și întristare. Te-așteaptă omenirea întreagă, ce simte că merge spre rău. Se zbată, se fundă, se încheagă, din zi în zi parte mai greu. Cu toții așteaptă lumina, cu toții așteaptă un semnal. Curând se va trage cortina, sfârșit se va chinul amar. Vino, 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 atâția te așteaptă să-ți spună azi a lor durere. Sunt cei ce n-au pe nimeni, iar inima e plină de multă trudă și întristare. Harul tău îndăratul, Doamne,
cu tine eu sunt mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, de raiul de țara de lumină. Încercări mă doboară, dragostea mă-ncunșoară, știu că așa-i pe pământ, varuri, furtună și vânt, dar eu cu tine mă simt. Mai aproape de cer, mai aproape de poartă, de raiul de țara de lumină. Flacără vie eu sunt, o altă cuvânt mă alin, Doamne, cu tine eu sunt. Mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, țara de lumină. Mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, de daiune te, țara de lumină. În Sfânta Scriptură, în Psalmul 46, fiul lui Core au următoarea exprimare care e valabilă pentru fiecare dintre noi în această dupămasă. Aș vrea să fie valabilă pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar plătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaș al locuinței Celui Preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
El a pus capăt războaielor până la marginile pământului, a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Dragii mei, frământările care sunt acum în lumea aceasta, temerile, clătinările de împărății, frământările care sunt și le vedem în jurul nostru și chiar foarte aproape de noi. Toate acestea pentru unii sunt motive de frică și poate justificate într-un anumit fel. Suntem amenințați cu criză energetică, alimentară și așa mai departe și e bună dreptate, poate uneori vedem că scumpirile așa scumuse nu-i chiar ușor, poate. Dar psalmul acesta vine să întărească credința credinciosului. Că nu suntem în voia sorții. Nu se întâmplă absolut nimic pe pământul acesta fără cunoștința lui Dumnezeu. Observați că la sfârșitul psalmului spune în felul următor. O oprire. Opriți-vă! Și este cu semnul exclamării, la imperativ. E necesar ca omenirea să se oprească și să știe ceva. Punea Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Și acest Dumnezeu este Tatăl nostru. Mi-am rugat la început pentru cei care au fost aici rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeul acesta veșnic, care nu are început de zile și nici sfârșit, care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, ține în mâinile Lui istoria și universul acesta. Este scrisă istoria acestei omeniri. Și Dumnezeu să fie acela care în această seară, pentru dumneata care mă ascult și mă auziți, să fie un motiv de speranță. Amin. Spunea psalmul acesta, versetul, Dumnezeu este și vorbește la prezent. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care din când în când, care niciodată nu lipsește în nevoie. Dragul meu, s-ar putea să spui, eu am de toate. Știi că într-o zi se pot lua toate? Dar tot la fel, s-ar putea alea toate să rămână, dar tu să nu le poți gusta. Să nu te poți bucura de ele, se poate? Astăzi ești, mâine nu ești. Dar observați că între ieri și mâine este un azi în care Dumnezeu este prezent. În care Dumnezeu este acela care spune ce-am dăruit harul să trăiești și ziua de astăzi. Și El este acela care spune de poate de grijă. În orice problemă vieții tale. Poate spui, nimeni nu poate rezolva. Înaintea lui Dumnezeu nu este așa ceva. El este acela care poate face din imposibil ceva posibil. Pentru că este Creatorul vieții. Este Domnul Universului. Nu v-ați gândit dumneavoastră la frumusețea, hai să dau exemplu doar, constelațiile, stelele. Eu cred că dumneavoastră nici toți credeți în Dumnezeu. Și credeți că Dumnezeu a creat, deci nu vorbim de evoluție, ci vorbim de creaționism, adică Dumnezeu le-a creat toate prin puterea cuvântului Său. Cum a spus în cartea Genesa, să fie luminător pe cer și au fost. Gândiți-vă că și în ziua de astăzi oameni de știință încă analizează și nu pot să înțeleagă toate lucrurile. Nu-i așa? Este Dumnezeul perfect care a făcut lucrurile într-o măsură în care încântă și ochiul, privirea, urechea, gustul, tot ceea ce este în jurul nostru este creat de Dumnezeu. Și acest Dumnezeu spune că îți port de grijă. Spune în Scriptură că v-am purtat pe brațe și vreau să vă mai port. Spunea Iisus Hristos, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Te întreb în această seară, dumneata care mă asculți, ai siguranța aceasta mântuirii? Ai credința aceasta că Dumnezeu te ascultă? Ai încrederea aceasta că Dumnezeu îți poartă de grijă? Dragul meu, ascultă-mă, viața ta, sau
puterea care o ai sau inima ta care funcționează, când funcționează și cum funcționează, este darul lui Dumnezeu. Și pentru că ți-a mai dat Dumnezeu o zi, este dragostea lui Dumnezeu în dreptul tău. Și te cheamă astăzi să lași păcatul, să lași fără de legea, să lași lucrurile care îl supără pe Dumnezeu, să te întorci cu toată inima ta către Dumnezeu. Pentru că știți când este siguranță în casa ta? Știți când este binecuvântare în casa ta și în casa mea? Observați! După ce spune fiul lui Core versetul 1 care vă spuneam despre el, spune, noi nu ne temem, de aceea noi nu avem frică, de ce? Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor, chiar dacă s-ar zgudui. Am gândit când am citit prima dată psalmul acesta, că a fost scris cu... Când știința nu era la... Să știe că munții pot să aibă temelie în adâncul oceanului. Și că și acolo se pot plătina. Plăcile tectonice care se pot mișca și toate astea. Și Dumnezeu a descoperit. Știți că a trebuit să dureze mult să se descopere că pământul e rotund? Toți au crezut că e clar? Și Biblia spune că Fiul Omului Dumnezeu plăcea pe rotocolul pământului și era scris în Scriptură. Dar la anumit știință era scris. Da? Chiar dacă ar urla, spunea Saf și a spunegat valurile mării, se ridica până acolo, este cu tremură munții, spune, este o soluție. Este un râu, ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, Sfântul Locaș al locuinței celui prea înalt. Dumnezeu este, din nou la prezent, în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Dragul meu, uitându-mă în Scriptură la viața Mântuitorului câtă vreme a fost pe pământ, întotdeauna când se face referire la Mântuitorul, este așa, în mijlocul ucenicilor, în mijlocul mulțimii, în centru, întotdeauna în centru. Oare cine este în centrul vieții tale? Mă rog ca Duhul Sfânt, că aici zvorul acesta care înveselește societatea, pe parte spirituală vorbim de Duhul Sfânt, care este acela care înviorează biserica, atinge inimile noastre, sensibilizează inimile noastre, ne întărește și în altă parte în Scriptură spune că se roagă cu suspine negrăite pentru noi. Dar mă opresc aici. Dumnezeu este în mijlocul ei. Dragul meu, a fi creștin nu înseamnă să mergi de Paști și de Crăciun la biserică. Sau să te declari într-un recensământ că ești creștin. Indiferent de ce confesiune. Aici nu mă refer doar la una. La toți. Nu. Nu asta te califică. Că până la urmă nu religia mântuie, ci relația cu Hristos mântuie. Nu apartenența la o biserică certifică raiul, ci pocăința și viața trăită în sfințenie, în curăție, certifică că ești copilul lui Dumnezeu, că ești fiul al lui Hristos sau frate cu Hristos. Cum vrei să iei? Pentru că el spunea că el este fratele nostru mai mare. Dragii mei, Hristos trebuie să fie în centrul vieții noastre. Începând de la păstor, preot, duhovnic, până la ultimul om care spune că este creștin. Hristos trebuie să fie centrul. El trebuie să fie în mijloc. El trebuie să fie cinstit, trebuie să fie proslăvit, glorificat prin viața mea, prin gândurile mele, faptele mele, cuvintele mele, atitudinile mele. Toate trebuie să dovedească că sunt copil al lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu este în centrul vieții mele. Atunci vreau să spun că nu te vei clătina niciodată. Indiferent ce ar veni, nu te vei clătina niciodată. Pentru că Dumnezeu va fi acela care va fi cu tine. Când va veni, că nu? Nu se poate să nu vină. Când va veni deznădejdea, poate vine încercarea, poate vine suferința, poate vine lipsa. Pot veni multe lucruri în lumea aceasta care să te dea jos de pe temelie. Și peste noi și peste toți vin încercările. Dar atunci când vin, este cineva care ne întărește. Este cineva care nu ne lasă în disperare. Este cineva care vine și spune, eu sunt cu tine. Înainte ca tu să ai povara aceasta, eu am dus-o pe crucea din Golgota. Am murit pentru păcatele tale, spunea Iisus Hristos. Și spune el și seara aceasta, am murit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Le-ai ispășit pe crucea din Golgota. De ce le mai porți?
De ce le ții? De ce umbli sub această greutate când ai șansa în seara aceasta să primești eliberare? Când ai șansa în seara aceasta să fii despovorat? Ca să poți să nu te clatini, ca să poți să rămâi tare, indiferent de ce vezi vine. Și ar putea să vină și război, nu știu. Ne rugăm, noi ne rugăm și cred că toată creștinătatea se roagă. Doamne, păzește granițele României. Amin. Doamne, păzește granițele României. Amin. Unii poate se bazează pe armament, pe Dumnezeu. Eu cred că atunci când Dumnezeu îți trimite îngerii Lui, aceia cu siguranță păzește. Pentru că sunt ființe slujitoare a Dumnezeului prea înalt, care spune că îi trimite uneori și în viața noastră să ne scape de anumite stări, de anumite lucruri care s-ar putea întâmpla. De aceea, dragul meu, în seara aceasta, aș dori ca Dumnezeu să dea credința. Amin. Acolo unde este El, onorat, dacă l-ai primit ca Domn și Mântuitor în viața ta pe Iisus Hristos și slujești, El va fi cu tine. Pot să se clatine munții, pot să se agite neamurile, pot să facă ce ori vrea ei. Noi suntem în mâna unui Dumnezeu care ne poartă. Amin. Dacă spune că poartă de grijă la vrabie ce să mănânce, și ce-o fi, și sărăcuța aceea de pasăre, cu atât mai mult El se va îngriji de noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La rugăciunea aceasta ați dori să cereți Dumnezeu, Doamne, iartă-mi păcatele. Amin. Și dacă ai boli și suferințe sau necazuri, spune Dumnezeu cu glasul tău, în inima ta, cu voce sau în gând, spune Doamne, ai milă de mine. Și vă garantez că Domnul ascultă. Dar trebuie să fie Domnul nostru. Amin. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumim pentru prezență. Dumnezeu să aibă în vedere fiecare suflet. Și vă spune că Dumnezeu să află după dorință tot ce are slavă. Păi că oamenii nu știu nevoile dumneavoastră, dar este unul care o cunoaște. Și am dorit în această seară să vorbească fiecare dintre noi. Și eu mi-e voi, și dumneavoastră, mulțumim Domnului și pentru prezența Domnului Primar, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul Rusu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dumneavoastră tot, cum vă văd, pe unii vă cunosc, alții nu v-am mai văzut, dar cum v-a strâns în seara aceasta? Așa cum se strângeau altă dată când se auzea că trece Iisus. Așa vreau întrebare. Sunteți convinși că Iisus e aici? Amin! Dacă nu sunteți convinși, suntem doar la mine. Dar El e aici. Doamne, pentru că îl purtăm cu noi, îl rugăm, îl chemăm și El este aici. Slăbi să fie. Are un mare har, Scriptura spune că stă la dreapta Tatălui și vom continua să așteptăm ca și fratele Cristi să stească, dar până atunci, trebuie să fie Domnul, fratele Beni va cânta. După cântările Dumnealui și tineri din biserică vor cânta, Denisa va cânta după tine. Și în timpul acestor cântări se face și corectea. Dumnezeu să cânta. Sufletul i-a îngrădit, inima lui suspină și e nefericit. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii.
un călător prin viață, ce-aleargă prin lume cu griji împovărat. Trudește o viață întreagă, nu-i binecuvântat. Și-n anii bătrâneții e trist și singurat. Dulcele de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu minte bucurii. Așa, omule, vino la Tată Dumnezeu, căci El ți-a dat viață și Domnul este El. Te pocăiește astăzi, cât timp tu mai trăiești. Împacă-te cu Domnul să ai viață-n veci. Nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mine de bucurii. Nu-mi cere de la oameni să-ți dea fericirea, căci numai Domnul știe și poate să-ți o dea. Încrede-te în Domnul și viața ta va fi rodită și împlinită cu mii de bucurii. Amin. Ce n-ar da să aibă lumea pace-n inimă? Ce n-ar da să aibă lumea liniște de plină? Însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de lai. Însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de lai. Ce n-ar da să aibă lumea dulcea mângâiere? Că viața e amară doar din cinturere. Însă sfânta mângâiere e acelor ce te slujesc. Doamne, Tu ești aminare acelor ce te iubesc. Însă sfânta mângâiere e a celor ce te slujesc. Doamne, Tu ești alinare a celor ce te iubesc.
Câți n-ar vrea să aibă în suflet un Mântuitor? Câți n-ar vrea să aibă în viață un Salvator? Însă câți te-aleg pe tine, ca Stăpân și Dumnezeu, numai Tu poți mântui din păcat și rău. Eu te-aleg pe tine, Doamne, te-aleg Stăpân divin, și aici și în veșnicii, până în veci, amin. Căci înșelător e omul, schimbător e omul și când. Nu te crede în prieteni, că și ei sunt muritori. Sunt ca vremea care trece, astăzi soare, mâine nori. Numai Domnul nu se schimbă, El e prieten minuna. Ți-e aproape în durere, când de semeni ești uitat. El rămâne lângă tine, prietenul adevărat. Te încrede cu tărie și nu fi descurajat. Un prieten precum Domnul nicăieri nu vei afla. Să dea binecuvântare peste toată casa ta. Căci în lumea asta mare oamenii mulți se urăsc, dar Iisus împarte milă celor care se iubesc. Numai Domnul nu se schimbă, El e prieten minunat. Ți-e aproape în durere, când de semeni ești uitat. El rămâne lângă tine, prietenul adevărat. Te încrede cu tărie și nu fi descurajat. Un prieten precum Domnul l-am aflat și-s fericit. Am în suflet multă pace, într-o zi m-am înduit. El mi-e toată bogăția, chiar de aici sunt călător. Mi-a trasat o cale nouă înspre țara zorilor. Numai Domnul nu se schimbă, El e prieten minunat. Ți-e aproape în durere, când de semeni ești tu.
El rămâne lângă tine, prietenul adevărat. Te încrede cu tărie și nu fi descurajat. Suflet care în durere ai ajuns să fii mâhnit, că prietenii din lume rând pe rând te-or părăsit. Prietenia minunată o găsești la Dumnezeu. Cu iubire azi te cheamă, îți întinde brațul său. Numai Domnul nu se schimbă, El e prieten minunat. Ți-e aproape în durere, când de semeni ești uitat. El rămâne lângă tine, prietenul adevărat. Te încrede cu tărie și nu fi descurajat. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Cum trec norii purtați de vânt și se pierd în zare, la fel trec anii rând pe rând cu a lumii frământare. Ieri erai copil frumos, trăiai copilăria, azi pășești pe drum sfios, ți-e frântă bucuria. Ieri erai copil frumos, trăiai copilăria, azi pășești pe drum sfios, ți-e frântă bucuria. S-a dus viața ta, ai îmbătrânit, pe Iisus Hristos tu nu l-ai primit. Mai ai doar un pas, mâine vei pleca, veșnicii de chin te vor aștepta. Ai crezut că aici veșnic vei trăi, prieten, nu uita, mâine poți muri. Astăzi har mai ai să te pocăiești, sufletul din iad să ți-l mântuiești. Ai ales pe acest pământ plăcerile din lume, ai alergat tot mai flămând ca să-ți faci un nume. De-al tău suflet ai uitat, adunând comori de cuzor până înserat, crezând că n-ai să mori. De-al tău suflet ai uitat, adunând comori de cuzor până înserat, crezând că n-ai să mori. S-a dus viața ta, ai îmbătrânit, pe Iisus Hristos tu nu l-ai slujit. Mai ai doar un pas, mâine vei pleca, veșnicii de chin te vor aștepta. Ai crezut că aici veșnic vei trăi, prieten, nu uita, mâine poți muri. Astăzi har mai ai să te pocăiești, sufletul din iad să ți-l mântuiești. Astăzi vocea lui Hristos încă îți mai spune: lasă traiul păcătos, întoarce-te la mine. Poate azi la ușa ta e ultima bătaie, prieten drag, nu refuza dulcea lui chemare. Poate azi la ușa ta e ultima bătaie, prieten drag, nu refuza dulcea lui chemare. Întoarce-te acum, deschide-ți inima, lasă-l pe Iisus să intre în ea. Satan te-a înșelat, lumea te-a amăgit, ai ajuns un sclav de patin robit. Iisus te iubește, te vrea în cer cu el, chiar azi te dezrobește dacă vii la el. Veșnic fericit vei fi în ceruri sus,
dacă-L vei urma de astăzi pe Iisus. Iisus te iubește, te vrea în cer cu El, chiar azi te dezrobește, dacă vii la El. Veșnic fericit vei fi în ceruri sus, dacă-L vei urma de astăzi pe Iisus. Iubiții mei, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare, citesc un cuvânt care nu de mult a fost citit în bisericile noastre, din Matei capitolul 2, pagina din Biblie 924, începând cu versetul 1 până la versetul 12. Istoria magilor și a vizitei lor la Ierusalim și la Betleem. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul de Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții ce mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu diamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Vă invit să ocupați locurile și haideți împreună cu toții să spunem: slăviți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, a trecut și luna cadourilor, a trecut luna când copiii au plecat bucuroși și de la biserica din Deva. Noi nu le-am dat în numele moșului, cum au făcut alții, noi le-am dat în numele Domnului Iisus Hristos. Că nu-mi permit să mint copiii că există moș, că apoi o să mă mintă și ei când sunt mari. Dar vreau să vă spun ceva despre moș. Nu vi se pare interesant că pruncii cred minciuna cu moșul și oamenii mari nu cred adevărul cu Iisus? Copiii n-au dubii la moș. Copiii sigur pe minciuna aia. Dar oamenii mari au dubii la ceva adevărat, la ceva care e real. Iubiții mei, în această seară m-aș bucura din toată inima să fim fiecare încredințați în inimile noastre că Iisus Hristos a născut cu adevărat. Amin. Biblia spune în 2 Corinteni capitolul 9 cu 15 că cadoul pe care cerul ni l-a făcut e mai mare ca orice cadou pe care noi l-am făcut la pruncii noștri. Mulțumiri fi adusă lui Dumnezeu pentru... M-am uitat la copiii mei așa că erau plasele de la biserică, nici nu mă lăsa să pun mâna pe ele. Erau grele. Acum cât am putut pune și noi câteva portocale, clementine, acolo un suc. Dar o zis, tati, e a meu, zice, nu e a tău. E a meu. Iubiții mei, am venit de la Deva în seara asta să vă spun că e a nostru. Cadoul ăsta e a nostru. Acum prea puțin îl iau. Știți? Prea puțin. Nu există plasă care să poată duce cadoul ăsta, nu există ruletă care să-l poată măsura și nici cântar care să-l poată cântări. Darul lui nespus de mare. Să știți că detaliile care contează cu adevărat sunt detaliile mici și chiar invizibile și uneori aceste detalii, dacă le iei individual, poate nu înseamnă nimic, dar sunt esențiale pentru imaginea finală. Poate vă întrebați astăzi de ce s-a născut Iisus Hristos la Betleem? De ce nu s-a născut la Cluj? De ce nu s-a născut în Ierusalim, de exemplu? Iubiții mei,
Betleemul era un oraș mic, aproximativ 1000 de locuitori, însă avea o însemnătate mare. Betleem înseamnă casa pâinii. Și vreau să vă dau astăzi vestea aceasta bună, că la Betleem, în casa pâinii, s-a născut singurul om din istorie care a putut să spună despre sine: eu sunt pâinea vieții. Apoi, acolo la Betleem, pe câmpiile din jurul Betleemului, se creșteau miei pentru jertfele de la templu. Păstorii erau într-o strânsă legătură cu preoții și făceau tot ce e posibil ca să acopere necesarul de 250.000 de miei anual, care se cerea pentru jertfe. Au venit îngerii și mesajul parafrazat al îngerilor a fost ăsta: nu mai trebuie să creșteți miei de astăzi, pentru că în Ieslea din Betleem s-a născut mielul pentru jertfă. Slăviți să fie numele Domnului. Și mai spun ceva, iubiții mei, în Betleem sau lângă Betleem era locul preferat al păstorilor pentru creșterea acestor miei. Să știți că în Betleem s-a născut singurul care a putut să spună: eu sunt păstorul cel bun. Domnul să fie lăudat pentru numele frumoase pe care le poartă. Și îmi place foarte mult că Dumnezeu nu dă cu banul. Dumnezeu nu joacă cărți, Dumnezeu nu dă cu zarurile. Dumnezeu a programat toate lucrurile într-o perfectă coordonare și într-o perfectă sincronizare, ca tu și eu astăzi, uitându-ne în spate, să putem să spunem: aici a fost mâna lui Dumnezeu. Și totuși, iubiții mei, dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, sunt câteva persoane care n-au ajuns la Betleem. Sunt câțiva oameni care n-au ajuns să se întâlnească cu Iisus Hristos. Acum, dacă stai în Guga și Iisus se naște în Betleem, fizic vorbind, da? Poate nu-ți permis să mergi până în Israel. Dar ei erau la o aruncătură de piatră. De ce unii oameni, iubiții mei, ajung aproape de Iesle sau sunt aproape de Iesle și totuși departe de pruncul Iisus? Asta e întrebarea care vreau să răspund și o să enumăr patru atitudini. Patru atitudini pe care unii dintre voi le aveți astăzi și unii dintre noi le-am avut și de care Domnul ne-a făcut conștient. Și ar trebui astăzi să ne uităm la aceste atitudini și să le dăm la o parte. Că s-ar putea să fii toată viața aproape de biserică și să nu fii în biserică. Să fii aproape de împărăția cerurilor. A spus Domnul către tânărul bogat: tu nu ești departe, zice. Nu ești departe. Acum, dacă nu ești departe de Kaufland, dar nu poți să-ți permiți să iei nimic din Kaufland, cu ce te ajută că ești aproape de Kaufland? Iubiții mei, în seara aceasta vreau să ne uităm la oamenii aceștia. Ce i-au făcut pe ei? Să fie aproape de Iesle și totuși departe de Mântuitorul lumii. Ori pierdut ocazia cea mai importantă și s-ar putea unii dintre noi să pierdem cea mai importantă ocazie. În primul rând am observat prima atitudine caracteristică oamenilor care sunt departe de Iisus, totuși aproape de Iesle, este indiferența. Indiferența, nepăsarea, dezinteresul. 600.000 de evrei erau în Ierusalim în acea vreme. 2,5 milioane erau în Palestina. Nu vi se pare interesant că o mână de oameni au mers și s-au întâlnit cu Iisus? O mână de oameni din 600.000? Vreau să vă dau o veste bună. Niciun din Biblie Iisus Hristos nu ne-a spus că o să fim mulți. Niciunde nu ne-a spus că o să fim mulți. Ne-am uitat la recensământ, am văzut că suntem și noi 2,02%. Ne-am fi așteptat să fim noi pocăiți vreo 99%. Dar am fi contrazis Biblia. Că o zis Domnul că voi sunteți puțini. Auziți, mulți sunt cei care merg pe calea largă. Și puțini sunt cei care merg pe calea îngustă. Întrebarea mea este, când te uiți pe foaia de la recensământ, ești de partea celor mulți? Nu vorbesc de religie. Vorbesc de oamenii lui Dumnezeu. Sau ești de partea celor puțini? Iubiții mei, 7 kilometri era distanța de la Ierusalim. 7-8 kilometri de la Ierusalim la Betleem. Vin magii peste 1000 de kilometri la un împărat care nu puteau să știe dacă e al lor sau nu. Că ei spun: unde este împăratul iudeilor? O zis: mă, noi venim să-l vedem. Nu știu dacă o să fie și a noastră vreodată. Dar noi suntem interesați. Cum o să stai în fața magilor într-o zi și cum o să stau eu? Să mergi peste 1000 de kilometri. Poate chiar 1500 din Orient. Aproape 2 ani a durat drumul până la Iesle, până la prunc. Și încă 2 ani înapoi. 4 ani dus întors. Și altul nu vine pe strada bisericii. Spunea cineva: românii pentru bani merg până la capătul lumii. Pentru Dumnezeu nu vin până la biserica din colț. Iubiții mei, vreau să vă întreb, nu cumva și pe noi ne caracterizează această stare a indiferenței? Mai spun ceva, oamenii ăștia nu au venit să primească ceva.
Mă spunea o femeie, ne spunea o femeie din județul Arad, dacă pocăiți îmi fac o casă, mă pocăiesc. Dacă îmi dau o casă, dacă vin cu uleiul, dacă vin cu cartofii, cu făina, atunci mă pocăiesc și eu. Iubiții mei, uitați-vă la magii ăștia. Ei știau că ăsta care se naște e împărat. Și nu au zis, merem să vedem ce ne poate da. O zis, merem să vedem ce putem să-i oferim. Poate n-ai aur sau smirnă astăzi sau argint. Dar ai o inimă și eu am o inimă. Ai poate lacrimi în ochi. Și spunea cântarea, nu am smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Iubiții mei, am observat că magii sunt mai interesați decât preoții. Uitați-vă, niște preoți care aveau Biblia în mână, aveau prorocia lui Mica, care a fost cu 700 de ani înainte, puteau să zică, măi, ne crapă obrazul de rușine că ăștia vin de la distanță și noi, hai să merem, să vedem și noi. Nu zice, nu merem, că dacă merem, ne stricăm relațiile cu Irod. Lasă-mi meargă ei, zice, dacă se întâmplă ceva, să cadă pe ei. Iubiții mei, am venit să vă spun astăzi că Dumnezeu nu are nici nepoți, nici naș, nici cumnați. Dumnezeu are doar fii. Mântuirea e personală. Eu nu pot să mă mântuiesc în locul tău și tu nu poți să te mântuiești în locul meu, la fel cum nu pot mânca în locul dumneavoastră. Dacă vă doare pe careva măseaua, eu nu pot să mă duc la doctor în locul dumitale să mă facă mie. Dacă lucrurile materiale sunt personale, dacă nevoile fizice sunt personale, cu atât mai mult, mântuirea este personală. Te întreb astăzi nu ce religie ai, că nu mă interesează religia niciunui om. Te întreb astăzi așa, ai avut un moment când te-ai prăbușit în fața pruncului, când să plângi înaintea lui, când să te închini și să spui, Doamne, de astăzi îți dau viața mea. Iubiții mei, văd așa de mult dezinteres în România asta. Văd așa oameni atât de preocupați de lucrurile acestea materiale. Și dacă le spui de evangelizare, zice, mă mai gândesc. Dacă le spui de botez, mă mai gândesc. Mi-a scris azi o colegă, azi noapte mi-a scris o colegă, pe la ora 2 noaptea. Am fost colegi de gimnaziu. De mică, fata asta a avut niște probleme de sănătate. Și mi-a scris azi noapte și a zis, Cristi, de 2 ani mă lupt cu cancerul. Și din urmă cu câteva zile, din cauza cancerului, am paralizat la picioare, nu mai pot să mișc picioarele și nu mai am, nu le mai simt. Cristi, spune rugăciune, văd că predici acolo pe internet, îi ascult. Spune rugăciune pentru mine, dă-mi un sfat. Și sfatul pe care l-am dat ei, azi dimineață vi-l dau și vouă. Pregătește-te, Israele, să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă mă întâlnesc cu domnul primar, cu domnul Iohannis, cu cineva poate mai mare, mă pregătesc, nu stau în trenic și în șlapi. Nu? Mă pregătesc. Iubiții mei, vine cea mai mare întâlnire din ziua judecății, când va trebui să stai față în față cu cel care te-a creat. Și tu stai indiferent? Uitați-vă la oamenii ăștia, câtă indiferență. Iubiții mei, mă uit la o văduvă, văduva Ana, pune-te rog Luca 2 cu 37. A făcut Dumnezeu o poză din cer. A vrut să vadă care sunt oamenii interesați de nașterea fiului meu. Și uitați ce scrie aici. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărtea de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Vreau să vă întreb, Ana era singura văduvă din Israel în vremea aceea? Sigur au fost și altele. Dar altele poate au fost pe televizor, pe telefon, la mall, la piață, ocupate cu alte lucruri. Și au zis Dumnezeu, vreau să fac o fotografie, vreau să rămân în istorie, oriunde se va predica Evanghelia, vreau să amintiți și de femeia asta. La 84 de ani, au zis Dumnezeu, zi și noapte, post și rugăciune. Vreau să vă întreb, o meritat? O meritat. Înainte să moară femeia asta, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, îi spune Pavel lui Timotei în 1 Timotei 4:14, să nu cumva să cazi în panta asta a dezinteresului, a indiferenței. O zis Pavel aici, nu fi nepăsător de darul care este în tine. În fiecare dintre voi de aici Dumnezeu a pus un talent, un dar. Unul știe să coase, altul știe să facă case, altul știe să pună gresie, altul știe să predice, altul știe să cânte. Și o zis Dumnezeu, câtă vreme nu te întâlnești cu mine când sunt discoteci, când te întâlnești cu mine când sunt biserică. E diferență, așa-i? Câte vreme nu te-ai întâlnit cu mine, tot ce faci, faci pentru tine. Când te-ai întâlnit cu mine, spui, Doamne, ce pot să fac pentru alții? Să fiu de ajutor lucrării tale. Timotee, o zis Pavel aici, nu fi nepăsător, nu fi indiferent. Iubiții mei,
ar trebui înainte să ne rezolvăm casa, mașina, orice altceva, costumul, cămașa, pantalonii, orice altceva, să ne rezolvăm mântuirea. Ascultați-mă bine, când am fost la primărie, în 10 octombrie 2010, m-a întrebat pe mine dacă iubesc pe soția mea și nu s-a oprit acolo. S-a uitat și la soția mea și a întrebat-o dacă mă iubești. Nu ne întreba ce casă avem, ce mașină, dacă stăm pe chirii, dacă stăm în stradă sau sub poduri. Nu. O iubești? Vreau să vă spun că toți oamenii care vor ajunge în iad vor fi oameni pe care Iisus Hristos i-a iubit. O muri pentru ei. Dar ca să ajungi în cer, trebuie și invers. Și tu să-L iubești pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, acolo unde există iubire, pleacă indiferența. Acolo unde există dragoste, pleacă nepăsarea. Când iubești ceva, nu observați că ne facem timp pentru ceea ce iubim. Nu? M-am gândit când vorbeam cu soția mea, nu? Și ne întâlneam poate într-un parc, poate să luăm masa undeva la un restaurant, să ne pregătim pentru nuntă, să vorbim ce planuri avem, pe cine chemăm la predică, la cântare. Păi și dacă trăznea afară, meream să mă întâlnesc cu ea. Acum, dacă un pic e norap, ce spun oamenii? Cred că o să plouă, nu mă duc la biserică. Dacă e gheață pe jos, cred că plouă, nu mă duc. Cred că e gheață, o să cad. Iubiții mei, este unul care ne ține. Să nu cădem, să rămânem în picioare. Mă gândesc la suporterii Argentinei. N-am urmărit niciun meci de la Mondial, că Dumnezeu m-a eliberat de duhul ăsta. E prea scumpă viața ca să o petrec în fața telefonului și a televizorului. Dar suporterii Argentinei, am citit undeva, ori venit 13.000 de kilometri ca să vadă finala. 13.000 de kilometri. Este cineva care a venit 13.000 ca să asculte predica asta în seara asta? Mereu trebuie să facem, n-ați văzut? Trebuie să facem banner, să punem pe WhatsApp, că nu mai vin oamenii. M-a spus cineva, dacă îmi spuneai că vine ăla, vineam și eu. Iubiții mei, eu când plec acasă, nu întreb pe nevastă, mi-auzi, cine e acasă, că altfel nu vin. Aveam musafiri. Nu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, o să vii la biserică să te întâlnești cu El. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu o să fii nepăsător de cei care trec prin greutăți, prin probleme, prin nevoi. Mai spun ceva și mă duc mai departe. Preoții și Irod n-aveau nevoie de o stea, pentru că aveau Biblia. Magii însă nu știau nimic de lege, de aceea Dumnezeu le vorbește printr-o stea. Am un gând pentru voi toți de aici. N-aștepta să vedeți stele câte vreme aveți Biblia acasă. Nu mai spune, m-a sunat cineva într-o zi, frate Cristi, dă-mi, te rog, numărul la un proroc. Și Domnul mi-a spus, auzi, întreabă-l de câte ori o citi Biblia. Și l-am întrebat, o zis, niciodată. Păi ce prorocii vrei? Ce stele vrei să auzi? Ce vedenii vrei să auzi? Avem cartea asta sfântă. Ai timp de ea? Are românul timp de horoscop, n-ați observat? Horoscopul spune că ești taur, nu? Păi dacă stai cu un taur în casă, o să ai uși sparte, geamuri sparte, rigipsul paișamar, nu? Ce că e berbec, auzi? Păi cum să zic un berbec, te credeți cu berbec, nu? E o tragedie, nu? Că e scorpion. Păi gândeam când te înseamnă scorpionul, cum e? Gândiți-vă numai, nu? Iubiții mei, Biblia îmi spune că suntem copii de Dumnezeu. Și o să mai stau, o să aștept antena 3 să-mi spună ce fac taurii astăzi. Dar nu trebuie așa ceva. Diavolul, uitați-vă cum îi înșală pe oameni. Diavolul spune că ești animal și omul spune, îmi place, zice, îmi place. Și Dumnezeu spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Doamne, vrem să fim fii născuți prin cuvântul Tău. Doi, o a doua atitudine, iubiții mei, care am observat-o la oamenii care sunt aproape de iesle, dar departe de prung, e gelozia. Gelozia. Vreau să vă spun ce înseamnă invidie, ce înseamnă gelozie. Invidie înseamnă că eu îmi doresc să am ce ai tu. Da? Îmi doresc să am lucrul ăla și îți invidios pe ceea ce ai tu. Gelozie înseamnă, e exact opusul. Eu am ceva și nu vreau ca tu să-mi iei. Iubiții mei, au avut frica asta Irod, gelozia asta în el. Când au auzit că se mai naște un împărat, nu cumva să-și piardă tronul. Avea undeva la 23-24 de ani Irod în vremea aceea. Bucuros, viața în față. Împărăția înainte, nu? Și s-a auzit că acum s-a născut un viitor împărat. De-aia seama că tremur, nu? Te doare stomacul. Te ia cu palpitații, nu? O zis, mă, dacă se naște ăsta, am pierdut tot. Dacă ăsta crește, auzi că e împărat, băi, dar cu 700 de ani înainte spune mica despre el, preoții, adevărat? E adevărat. No, atunci zice, îi de temut, zice. Îi de temut. Iubiții mei, la Erod tare mult i-a plăcut aplauzele lumii, funcția. Și de ce nu se pocăiesc unii? Pentru că ar trebui să lasă ceea ce le place. La unii am observat tare mult, le plac plăcerile firești, fericirile lumești, banchetele, chermezele, distracția, băutura, țigara. O zis, domnul pastor, și m-aș pocăi, dar așa de mult îmi place, zice.
Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Ceea ce îți dă, vă pun o întrebare grea. Ceea ce vă place, îți dă viață sau moarte? Voi nu vedeți că noi mâncăm ce vrem noi, până în ziua când ne îmbolnăvim. Când ne îmbolnăvim, doctorul ne schimbă meniul. Pentru că multe din lucrurile care le-am mâncat ne-au agravat sănătatea. Da? Dar așa e și spiritual, nu? Toată ziua îi dai bârfă la suflet. De-ați mai că îl intoxici, nu? Toată ziua la suflet îi dai nemulțumire, îi dai invidie. Și mai știu eu cât îi dai, nu? E clar că îl intoxici. Hai să vă spun cum vânează eschimoșii și lupii, iubiții mei. Lupii. Se spune că eschimoșul ia un cuțit foarte bine ascuțit și îl încinge în sângele unui animal, după care îl lasă să înghețe. Apoi mai adaugă un strat, iar un strat de sânge, până când lama cuțitului este acoperită în întregime. Ia cuțitul, îl fixează în pământ cu lama în sus. Lupul simte de la distanță mirosul fin de sânge și vine și când descopere cuțitul, începe să lingă lama cuțitului. Trece de sângele care e pe lamă, ajunge la lamă și ajunge să-și lingă propriul sânge. După ce termină, moare acolo și cade jos. Iubiții mei, apetitul carnivor continuă până când acest lup este devorat de propria lui plăcere. Care e plăcerea care o ai? Iubiții mei, m-am uitat, s-ar putea mult să fie ca și Irod, să le fie frică că doctorii le ia tumoarea. Dar de fapt tumoarea aia o să-ți ia ție viața. Irod credea că dacă se naște pruncul pierde tronul. Vreau să vă dau o veste bună. Dacă s-ar fi întâlnit cu Iisus, cu adevărat, ar fi câștigat tronul cel veșnic. Chiar dacă l-ar fi pierdut poate pe cel temporar. Mă uit la Pavel, când s-a întâlnit cu Iisus, spune în Filipeni 3 cu versetul 8 ceva extraordinar. Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Tu ce ai pierdut? Pavel putea să fie probabil următorul după Gamaliel. Vorbea cel puțin 5 limbi cursiv. Avea viitorul în față. Aplauzele tuturor. Și-a zis Pavel, în momentul când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, am privit totul ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Pentru el am pierdut câte? Toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Lângă văduva Ana din templu mai era un bărbat pe care Biblia îl surprinde. Se numea Simon. Și ascultați ce spune Luca 2 cu 29. Când s-a întâlnit Simon cu Iisus, era și el în vârstă. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei. Cu alte cuvinte, o zis Simon, Doamne, acum pot să mor. Știți ce zic unii? Eu vreau să mor numai după ce îmi văd strănepoții. Când zi e mare? Când mi-e gata acasă, zice. După ce am cumpărat 200 de hectare de aici, de împrejur. Acum nu știu cât pământ aveți, dar la final o să avem 2 metri egal toți, să știți. Toți o să fim egali. Ați văzut pe careva în cimitir să facă scandal că îi dai numai 2 metri? N-am văzut pe niciunul. Important e nu cât pământ ai, ci cât cer ai. O zis Simon, Doamne, pot să mor liniștit. De zeci de ani. Aștept să-L văd pe Iisus. Aștept să văd mântuirea. Vreau să vă spun, iubiții mei, că sunt 25 de locuri pe planetă, excepționale, pe care savanții le recomandă să le viziteze înainte să mori. Am citit pe internet despre asta și spunea, dacă ai văzut așa 25, poți să mori liniștit, de ce? Și amintesc ei acolo, Marele Zid Chinezesc, Roca Stilanvon din Norvegia, Rămășițele Incașilor din Peru și altele multe care nu le mai amintesc. Iubiții mei, nu o să avem noi bani să mergem în Peru, stați liniștiți. Poate nici în Norvegia să vedem nu știu ce rocă. Dar ascultați-mă, nevoia pe care tu o ai și eu o am, nu-i cu un loc special, ci e întâlnirea cu o persoană specială. Și ăsta e Iisus Hristos. Despre El am venit să vorbesc. Luca 2 cu 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să meargă în Norvegia. Nu? Bă, zice, să mă duc în America să mor și eu liniștit. Iubiții mei, și în America să mâncă tot cu o furculiță ca și în România. Să știți. Și în America îți datorii ca și în România. Este un loc unde am fost la 14 ani și m-am întâlnit cu Iisus la Calvar, la cruce. Uitați ce bucuros e Simon. Nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Ce diferență între Simon și Irod? Irod a zis, vreau să-L văd pe Iisus ca să-L omor. Simon a zis, vreau să-L văd pe Iisus ca să trăiesc. Diferență, așa-i? Iubiții mei, Simon a înțeles și cu asta închei punctul 2. Dacă înainte să mor te întâlnești cu cel care e viața,
ai siguranța că după moarte o să te întâlnești cu Dumnezeu. Ai siguranța asta? Amin. Întreb pe foarte mulți oameni cu care mă întâlnesc. Dacă mor de seară, unde mergi? Domnul pastor, unde mă toți, merg și eu. Să vă ferească Dumnezeu, am zis, să vă mergeți acolo unde mă toți. 90% dintre creștini din România se declară creștini. Dar merg la Paște și la Crăciun la biserică. Avem o Românie care spune, eu sunt creștin, dar sunt în divorț cu soțul meu, zice. Știți că 40% dintre creștinii din România nu cred în înviere. Adică totul e până la mormânt. Iubiții mei, dacă morții nu înviază, o zis Pavel, putem trăi cum vrem, să mâncăm și să bem. Vreau să vă spun că este o înviere a morților. Aici, în biserică, noi suntem egali, pentru că jertfa de la Calvar ne face pe toți egali. La spital suntem egali, pentru că durerea ne face pe toți egali. La mormânt suntem egali, pentru că moartea ne face pe toți egali. Există un loc unde suntem diferiți, la prima înviere. Pentru aia, o zis Pavel, scopul meu în viață nu e să mai fac o vilă, să mai cumpăr o mașină. Scopul meu final al vieții, o zis Pavel, e să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. La prima, că la a doua merg tot la judecată. O zis Pavel, eu la prima vreau să ajung. Trei, o a treia atitudine, iubiții mei, care am observat-o la oamenii aceștia, e duplicitatea, fățărnicia. Știți că de multe ori fățărnicia îi împiedică pe oameni să se pocăiască? Vin la biserică și spun, mă, așa predică bună, dacă era soacră mea aici, zice, era extraordinar, zice. Dacă era voră, mi-a zice, ăla care dă kilometri în spate și pune apoi pe OLX mașina, știți? Dacă era el, asta era perfectă pentru el. Dar pentru tine nu e bună. Iubiții mei, niciodată nu m-am dus la doctor să zic, domnul doctor, sunt bolnav, dar ascultați-mă, medicamentele nu mi le dați mie. Dați-le la nevastă, mi-a zic. Nu. Eu dacă mă duc la doctor, mă duc pentru mine, iubiții mei. O zis Irod așa, duceți-vă, de cercetați Matei 2:8. Cude amănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Am observat ceva interesant și mă macină gândul ăsta de câteva zile. Toți românii vor să ajungă în cer, dar nu vor ca Dumnezeu care duce în cer să le schimbe viața. Nu vor asta. Bă, dacă ne-ar promite raiul așa cum suntem, ar fi tare bine. Iubiții mei, niciun om sincer în Biblie nu a fost refuzat de Iisus. Te întreb astăzi, înaintea lui Dumnezeu, cum e inima ta? Ai o inimă sinceră? Sau e așa o inimă fățarnică? În Ioan 1:47, Iisus Hristos îl vede pe Natanael și spune așa, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Iubiții mei, știți ce mă doare? Când mă duc la doctor, mă întreabă doctorul sau vă întreabă doctorul, ce ai mâncat alaltăieri? Dar e treaba ta, domnul, dar ce-am mâncat eu? Așa îi spui. Dar îi spui și ce-ai vrut să mănânci, nu numai ce-ai mâncat. Tot îi spui. Te întreabă unde ai fost, în ce restaurant, unde a fost sandwich-ul, tot îi spui. Și eu întreb pe oamenii, auzi, unde ai fost marța trecută la biserică? Dar e treaba ta unde a fost? E treaba ta, zice. Iubiții mei, ascultați-mă, dacă atunci când doctorul la spital îmi pune niște întrebări, eu nu sunt sincer cu el, el nu poate să-mi dea diagnosticul corect. El mă întreabă, unde te doare? Păi, și dacă eu mint, sau dacă eu falsez, sau le învârt, eu pot să mor cu nesinceritatea mea sau cu fățărnicia mea. Te întreabă astăzi Dumnezeu, n-a cumva ai nevoie de pocăință? Iubiții mei, a fi ipocrit, a fi fățarnic înseamnă a oferi altora impresia că suntem buni, dar de fapt nu suntem. Niciun om fățarnic nu poate fi mântuit, la fel cum niciun om care nu recunoaște că e bolnav nu poate fi vindecat. Uitați-vă la farisei și la cărturari, cunoșteau Biblia pe de rost, dar totuși au pierdut mântuirea. Și vin vameșe și femeile stricate. Și spun, Doamne, ferească Domnul că te-am făcut în viața asta și ăștia-s mântuiți. Ăștia-s mântuiți. Că doctorii nu vin pentru cei sănătoși și pentru cei bolnavi. Iisus Hristos a venit pentru ăla care spune, eu-ți dă vină. Dacă nu-i pace în casa mea astăzi, eu-ți dă vină. Iubiții mei, o trecut post, a fost postul Crăciunului, știți? În momentul când la români îl dă liber să mânge ce vor, o să zic, acum și vorbiți ce vreți. Acum comportați-vă cum vreți. O întrebat cineva, domnul preot, ce să nu mâncăm în post? Să nu vă mâncați unii pe alții, zice. Să nu vă mâncați unii pe alții. Prunetenie mâncăm unii pe alții, n-ați observat? N-ați observat lucrul ăsta? Iubiții mei, cuvântul sincer, știți de la ce vine cuvântul sincer? Din două cuvinte, sine cera, din latină, sine cera, fără ceară. Mai de mult oamenii care se ocupau cu meșteșugul acesta al olăritului, al vaselor de lut, când termineau cu ele, mereau cu ele la piață. Numai că în drum spre piață, din cauza drumurilor care nu erau bune, vasele, multe din ele se crăpau.
Și omul zicea, bă, nu, am lucrat luni de zile, mă, am lucrat atâta timp pentru vasul ăsta și acum n-o să pot să-l vând, că se vede că e crăpat. Ce făceau? Se băgau după masă, acolo jos, și cu cioară polișau tot. Vinea vânzătorul, îl lua, merea acasă, când punea lichid în el, mai era bun de nimic. Căcioara nu ține apa, știți? Și atunci au venit întrebarea asta. Veneau cumpărătorii care s-au prăjit înainte, știți? Și au zis, e fără ceară, zice? Nu așa că și asta ar trebui să întrebăm la fel, e fără ceară? Auzi, zice, de mult nu te-am văzut, zice, așa de două ori mică. Dar înainte eu spun la nevastă, fii atent că iară vine asta la casă, la noi. Fii atent, zice, mă, extraordinar, nu scăpăm de asta, mă. Iară vine să împrumute bani. Și la poartă, Domnul să te binecuvinteze, zice, de mult nu te-am văzut. La voi nu e așa, numai la Deva, așa e? Iubiții mei, ascultați-mă bine. Nu ne poate Dumnezeu mântui până nu ne devenim sinceri, până nu recunoaștem problema care avem. Nu vi se pare interesant? Dumnezeu le spune magilor într-un vis, ocoliți-l pe Irod, pentru că pentru oamenii falși nu mai am nimic, o zi Dumnezeu. Pentru ipocriți nu mai am nimic. Pentru aia care toată ziua ascultă predici și spun, bă, a fost faină, așa le-ai spus, zice, extraordinar. Dar nu pentru mine a fost asta. Uitați-vă la Ioan. Vine într-o zi Ioan și spune la Irod, nu-ți este îngăduit să trăiești cu cumnată ta. Nu-ți este îngăduit. Ce au zis Irod? Bă, da, ce predică faină a fost asta. O punem pe YouTube, zice. Nu. Câte vreme au predicat Ioan la evrei, au zis Irod, îmi place. Nu, le-ai dat-o, zice, le-ai spus-o. Când i-a spus lui, am întâlnit în viață oameni care m-au apreciat că spun adevărul, până când le-am spus lor adevărul. O zis, Cristi, îmi place că e sincer. Până când am fost sincer cu ei. De atunci n-am mai văzut niciun apel pierdut de la ei. Nu m-am mai căutat. Nu m-am mai căutat. Iubiții mei, ascultați-mă. Minciuna otrăvește, adevărul vindecă. Minciuna otrăvește prin gustul dulce, adevărul vindecă prin gustul acru. Acum tu alegi ce vrei în viața asta. Citeam despre Charlotte Elliot, o tânără care a fost crescută în biserică de mică. O cânta cu tinerii. O participa la evanghelizare, undeva pe la 14-15 ani. O zis, biserica mi se pare că e cu ochelari de cal. Nu mai poți să te uiți la nimic, zice. Nu mai poți, zice. Eu vreau să-mi trăiesc viața. Undeva pe la 15 ani a plecat din biserică și a ajuns să cânte pe scenele lumii, să compună poezii de râs, comice, să cânte, să fie o artistă renumită. De la 15 la 32 de ani, fata asta și-a trăit viața din plin. I-au plăcut aplauzele, like-urile lumii, aprecierea oamenilor. Însă vreau să vă spun astăzi ceva. Când cineva se roagă pentru tine, nu o să scapi ușor. Ascultă-mă ce spun. Poți să-mi dai bloc mie la ce vrei. Poți să înjuri păstorii, poți să fugi de poliție oriunde vrei. De rugăciunea unei mame care plânge, nu poți să fugi. Ascultați-mă că în 14 ani am văzut și eu ceva. N-am văzut multe ca frații mai în vârstă de la voi, dar am văzut câteva. La 32 de ani a venit o boală groaznică peste fata asta. Dumnezeu a îngenunchiat-o. S-a luptat o vreme, nu scurtă, un pic mai îndelungată, în care îi spuneau toți, tu nu vezi că Dumnezeu te cheamă acasă? Că te-a chemat cu predici frumoase, te-a chemat cu aer condiționat, te-a chemat cu căldură, cu confort. Ai spus, nu vin. Acum te-a chemat pentru o boală. O zici, nu, eu nu vreau să mă pocăiesc. Într-o zi a venit un predicator renumit la ea în oraș. Și au zis, vreau să vorbesc cu tine. Au venit predicatorul și i-au spus, Dumnezeu te caută, te cheamă. Boala asta nu e la voia întâmplării, că durerea, n-ați observat. Mereți să predicați pe stadioane când e meci. Nu vă ascultă nimeni. Mereți să predicați la ATI, să vedeți cum închid toți televizorul și vă ascultă. Și știți de ce? Durerea îl face pe om sensibil. Nu mai zice, auzi, tu știi câți bani am eu? Cu toți banii pot să mor la ATI. Nu mai spune ce relație am eu. Păi când intru eu la primărie, să deschid toate ușile. Iubiții mei, eu vreau să se deschidă ușa din cer. Aia e importantă, nu? Aia e importantă. Și fata asta nu a vrut să vorbească cu predicatorul ăsta nimic. A zis, ieși urcă afară și pleacă. O trecut câteva zile și când a văzut că durerile nu se lasă, l-a chemat din nou. S-a prăbușit în genunchi și a mărturisit starea, s-a spovedit, cum se spune. Și a zis, eu sunt cea mai mare păcătoasă. A zis, chiar dacă nu mă vindecă Dumnezeu, nu mă interesează, dar vreau să mă pocăiesc. S-a pocăit în seara aceea, o luat apoi botezul, la câțiva ani. Într-o zi când și-a spus mărturia ei unui prieten, o luat o foaie și un pix. Și ca și după dictare, o scris o cântare pe care voi o cunoașteți. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin.
O mielule, eu vin. Spune Billy Graham că asta e cântarea care el a fost de cele mai multe ori când a făcut chemare. Sute de mii de oameni s-au pocăit pe cântarea asta. Fata asta nu a fost vindecată niciodată. A murit cu boala asta, 50 de ani. A dus boala asta cu ea. Și au mai scris peste 140 de cântări. Că cele mai frumoase cântări nu sunt alea pe care le cântă nu știu care pe internet. Cele mai frumoase cântări sunt cele cântate spre slava lui Dumnezeu. Poate în suferință, poate cu lacrimi. Iubiții mei, poate astăzi Dumnezeu îți cere ceea ce îmi cere și mie. Să fim sinceri. Eu știu că totdeauna vei găsi un bețivar mai tare ca și tine. Eu știu că totdeauna vei spune, auzi, eu nu-mi ban nevastă, eu nu mă înjur, dar este unul care își bate. Eu știu asta. Dar ascultă-mă ce spun astăzi. În momentul când eu mă duc în fața oglinzii, eu nu zic, auzi, păstorul are scamă, preotul trebuie să-și schimbe costumul. Eu când mă duc în fața oglinzii, mă duc pentru mine. Tu nu vrei să mergi în fața oglinzii astăzi tot pentru tine. Am văzut ceva interesant. Oamenii când vin la biserică, unii vin cu binoclu, alții vin cu oglinda. Unii vin cu binoclu, pun, fii atent pe aia, n-are patic, zice. Mustră-o, domnule, bai șamar de capul, zice, extraordinar, zice. Se uită, zice, ăla cu freză, da? Știam eu nenorocitul, mă, fai. Ăștia-s cu binoclu. Toată ziua se uită la alții și ei merg în iad. Nu i-au auzit de post pentru nimeni, nu se roagă pentru nimeni, toată ziua judecă pe alții. Iubiții mei, sunt însă azi oameni la biserică și mă rog să fiți și voi din ăștia. Ei vin cu oglinda, știți? Ei vin cu oglinda. Numai să știți că la oglindă argintul e în spate, nu e în față. Ați înțeles, nu? Când îi pui argintul în față, nu vezi nimic. Când pui argintul în spate, când pui materialul pe locul 2 și te uiți în oglindă, o să te vezi pe tine și o să mă văd pe mine. Asta e oglinda, predica. Să spui cântarea care au cântat-o a fost pentru mine. Predica asta a fost pentru mine. Eram undeva în județul Timiș și la final, când am ieșit din biserică, un băiat tot era lacrimi de sus până jos. Tot era ud pe față. Și am zis, ce s-a întâmplat? Și o zis, frate Cristi, am plâns mult. Mult, dar zic, de ce? O zis, frate Cristi, am acasă o soție extraordinară. Am acasă copii deosebiți. Mi-am distrus familia cu mâna mea. Trăiesc o viață dublă de ani de zile. Trăiesc o viață cu multe lucruri și nu vi le spun astăzi aici. Dar așa m-am bucurat de el, că o zis, frate Cristi, e vina mea. Știți ce rar auzim ca și păstor expresia asta, e vina mea? Toată ziua primim mesaje. E vina lui ăla, e vina lui ăla, e vina lui ăla. Iubiții mei, Dumnezeu ne va da mântuirea în ziua când venim și spunem, Doamne, e vina mea. Eu vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să mă schimb. Și în ultimul rând, iubiții mei, în ultimul rând, știți care e atitudinea care te poate ține departe de Iisus, chiar dacă ești aproape de Betleem? Frica. Frica. S-au arătat îngerii în câmpie și la un pas au fost îngerii să rateze întâlnirea cu pruncul. A fost mare binecuvântare că îngerii s-au uitat la păstori, au văzut că erau plini de frică și au zis, nu vă temeți, zice, nu vă temeți. Am văzut mulți oameni, iubiții mei, care ratează întâlnirea cu Iisus. Le e frică, le e frică. În loc să le fie frică că îl vor vedea pe Dumnezeu față în față într-o zi și vor da socoteală de orice cuvânt, de orice faptă, le e frică de factura de la curent. Și poate aveți, o aveți frica asta astăzi. Că m-am întrebat și eu, nu? Ca și voi. Nu? Toți s-au pus becuri pe întâta țara și ne-au scumpit și nouă facturile la curent. De unde au avut bani pentru becuri? M-am întrebat și eu, nu? 4 milioane de dominițe s-au pus în 2019 în București. Dar peste două săptămâni le dau jos. Ascultați-mă, luminile adevărate nu sunt pe casă, ci în casă. Lumina adevărată trebuie să fiu eu și tu. Poate ai o frică astăzi. Am întâlnit oameni care au frică asta că nu pot returna banii împrumutați. Alții au frica de viitor. Alții au frica de ce se va întâmpla cu pruncilor. Alții au frică de analize. Frate Cristi zice, am trimis la analize, zice, și m-au luat biopsie. Nu știu, e malign, belign, nu știu cum îi zice. Dar am o frică, zice. Alții zice, am frica asta că îmi pierd locul de muncă, că o să facă disponibilizări. Alții, la alții le frică de război. Iubiții mei, dacă v-aș lua pe fiecare părând, fiecare aveți o frică, să știți. Fiecare de noi avem o frică. În seara de ajuns, după ce am ajuns acasă, am mâncat cu familia, dar n-am avut așa mare poftă de mâncare. Ca și slujitori, ca și păstori, când ducem în spate problemele unei biserici întregi, nu prea ai chef de mâncare multă. Nu? Și m-am pus așa în pat și am început să scriu ceva. Copiii s-au culcat, soția s-au culcat și am scris câteva gânduri. Și vă citesc astăzi ceea ce am scris acolo. Câteva persoane care au și ele fricile lor. M-am gândit la oamenii ăștia.
M-am gândit la Maria și la toți copiii cu boala fluture. Arsă pe față de boală, locuiește într-un centru de plasament și doar tatăl o mai caută. Mama a plecat în sănătate și a zis, nu mai vreau să o văd. Are 7 anișoare. Am o poză cu ea pe telefon, dar spitalul le-am cerut voi, dar nu-mi de voie să o public, să o pun pe internet sau să o pun să o vedeți. Ca și ea, sunt încă 79 de cazuri cu boala fluture în România. Ăștia ce-au mâncat de Crăciun? Ce teamă au ăștia, nu? O zis tata către spital, dacă mă duceți acasă, vă trimite înapoi, că n-am cu ce să țin. M-am gândit la o mamă de 48 de ani, la care am predicat la mormântare în urmă cu 2 săptămâni. 48 de ani, au rămas 7 prunci, 3 necăsătoriți încă. Am vorbit cu soțul alaltă ieri, cu soțul ei. Nu zis de Cristie, așa de pustie casa. E așa de pustie casa. M-am gândit la doamna care mi-a scris de lângă Suceava. De 4 ori m-a scris anul ăsta, anul trecut. Nu m-a cerut bani pentru concediu în Austria, nici pentru Dubai. Știți ce m-a spus? Frate Cristi, nu poți să mai faci rost de morfină. Morfină. Ce sărbători au avut oamenii ăștia? M-am gândit la sora Sanvina de la noi de la biserică. Ieri pe grupul bisericii a scris unul din frații slujitori, rugați-vă că nu mai poate de durere. Cine se gândește la oamenii ăștia? Aia care dau cu artificii și cu petărzi? Nu cred. Nu cred. M-am gândit, iubiții mei, la Andrei, care înainte de Crăciun, cu 2 zile, a murit în Ucraina. Eu vă dau numai câte un caz. Surprind numai câte unul, dacă și ei 10, 100, 1000. După câteva ore, o dat vestea soției lui, care a făcut infarct pe loc. Și au rămas 2 copii orfani. Câți copii orfani au rămas și cu războiul ăsta? Ce sărbători au ăștia? Când noi ne-am urcat în mașină și am dat drumul la căldură. Nu? Și ei sunt pe front astăzi, din cauza lăcomiilor unor tirani. M-am gândit, iubiții mei, la partenerii înșelați de infidelitate. Nu? La copiii care au fost împărțiți în 2022, ca și mașina de spălat și mașina de uscat. O zis, tu iei fata și călcătorul, eu iau mașina, zice, și băiatul. Asta a ajuns România. Una din 4 căsătorii se termină la tribunal. Una din 4. În fiecare zi, aproape în fiecare zi, primește cel puțin un mesaj. N-am cum să mai răspund la toate. Rugați-vă că sunt prag de divorț. Rugați-vă că nu mă mai înțeleg. Iubiții mei, m-am gândit la bătrânii care își calculează banii de pensie ca să-și poată plăti facturile. M-am gândit la bunicii noștri, la bătrânii din România care se uită la telefonul ăla care nu mai sună deloc. C-o plecat peste mări și țări. Ne-o sunat în Austria cineva la miros de cer, o zis, vă rog să mergeți și pe la taică mea pe acasă. Dar tu ce faci în Austria, am zis? Tu ești în Austria și taică tu în România și tu n-ai timp să-l vizitezi. Iubiții mei, m-am gândit la cei din penitenciare. Oare ei cum au sărbătorit sărbătorile astea? Când nu li s-a luat iPhone-ul, li s-a luat libertatea. M-am gândit la mire de cadouri care s-au împărțit la copii, la copiii nevoiași din țară. Vreo 6.000 am împărțit și noi cu miros de cer. Dar cum să le spunem la pruncii ăștia? Că numai anul viitor, numai anul ăsta, în decembrie, să mai venim. E greu, nu? E greu. M-am gândit la cei care sunt fericiți că au un lemn în sobă. Nu? Căldura a ajuns un lux pentru mulți din țara asta. M-am gândit la Anastasia. E una din miile de fete, din sutele de mii de fete din România și de copii care au părinți în străinătate. O scris un bilet într-o zi pentru mama ei și o zis, mami, e în Anglia. Te rog frumos să vii acasă. Ce le spui la oamenii ăștia? Că pentru noi e ușor. I-am urcat în mașină, am dat cheia, am plecat la masă și am dormit. Ce le spui la oamenii ăștia? Au venit îngeri, iubiții mei, să ne spună ceva ce vreau să vă spun și eu. Nu au zis, nu vă temeți. Nu au zis doar atât. Nu vă temeți că își vă aduc o veste bună. Este o veste mai bună decât că vine mama din sănătate. Este o veste mai bună decât clementinele. Este o veste mai bună decât analizele care pot ies bune sau rele. Știți care e vestea asta? S-a născut Iisus. În praful drumului, pe strada vieții mele, a coborât Sfântul, Împăratul, Regele. A venit să mă caute. A zis îngerii, nu vă mai temeți. Poate nu reușiți 250.000 de mii anul ăsta. Nu vă mai temeți cu privire la salari, la facturi, la tot ce... aveți și avem și noi temeri.
Astăzi, zice, în cetatea lui David vi s-a născut un? Iubiții mei, vreau să vă întreb, dacă ești vindecat și merge în iad, fără mântuire, cu ce te ajută? Dacă ai părinți lângă tine, unul dintre trei copii din România n-au părinți lângă ei. Dacă părinții tăi sunt lângă tine și n-ai un tată sus în cer, cu ce te ajută? Dacă ai tot ce trebuie pentru trup și când mori, sufletul n-a găsit pâinea vieții, cu ce te ajută lucrul ăsta? Ce veste bună, ce veste frumoasă. Să știți că dacă nu s-ar fi născut Iisus, nu l-am fi putut crede niciodată că ne înțelege, să știți, niciodată. Citeam despre George Harley și mă apropii de încheiere. În 1926, împreună cu soția lui și copilul lui, or pleca să fondeze o misiune într-un trib din Liberia. 10.000 de kilometri distanță de casă. Ce frumos! Să merg 10.000 pentru Dumnezeu. Copilul proaspăt născut, soția la început de misiune, el la început de misiune, ori început de la zero. Localnicii bucuroși că a venit cineva să-i ajute, l-au ajutat și el a făcut două construcții, o capelă, adică o bisericuță și un spital. Spune istoria, iubiții mei, că în primii 5 ani, nicio persoană din trib nu a venit la biserică. Nicio persoană. Toți veneau la spital, câte 10.000 dintre ei trata pe an, câte 10.000 pe an. Veneau pentru bolile fizice, pentru durerile fizice, dar pentru slujbă, pentru predică, nu a fost nimeni interesat. După 5 ani de zile s-a întâmplat o tragedie. Robert, copilul lor, a făcut o febră tropicală puternică, deși tatăl era doctor. A încercat cu de toate și nu a reușit să-l salveze. Gândiți-vă, iubiții mei, că uneori ni se pare că Dumnezeu e atât de dur, altul își bate joc de Dumnezeu, înjură, blastămă și toate e mărbine. Și altul merge în misiune, lucrează pentru Dumnezeu și Dumnezeu ia copilul. Moare Robert. Un singur băștenaș a venit în ziua mormântării să-l ajute, ca în grădina din spatele căsuței pe care și-a făcut-o, colibei în care stăteau, să-l îngroape pe Robert. S-a obținut Harley cât a putut. S-a obținut. Bă, să nu stric, să nu plâng prea tare. După ce a pus pământul pe Robert, a început să urle de durere. A început să plângă. În momentul acela, băștinașul ăla, când a văzut că omul alb plânge, a luat-o la fugă prin pădure. A luat-o la fugă prin sat și a strigat în gura mare: omul alb plânge ca și noi. Omul alb, zice, e ca și noi, zice, plânge ca și noi. Iubiții mei, în ziua aceea au venit mulți oameni să-i mângâie pentru durerea lor și spune istoria ceva extraordinară. Duminica viitoare, toată bisericuța a fost plină. Toate capele au fost pline. Știți de ce? Că un om alb s-a identificat cu ei. Că un om din altă parte a venit între ei, i-a căutat și trecea prin aceleași lipsuri, aceleași lacrimi, aceleași probleme, aceleași strigăte, aceleași dureri de inimă. Am o veste bună să vă spun în această seară. Între noi a venit cineva care a plâns. La mormântul lui Lazar l-a durut pe Iisus Hristos când a văzut problema aceea. Când a văzut fiul văduvei din Ain mergând spre cimitir, s-a cutremurat. Când a văzut 5.000 de oameni că n-aveau ce să mănânce, i-a ajutat. I s-a făcut milă de gloate, așa spune istoria, așa spune Biblia. Ascultați-mă, avem pe cineva care ne înțelege. Asta îmi dă putere să mă duc mai departe. Indiferent prin ce trec, indiferent prin ce probleme mă duc, știu că vestea asta, că s-a născut Iisus, că avem un Mântuitor, e mai mare decât orice problemă pe care tu sau eu putem să o avem. Iubiții mei, vă las la final un gând important, spunându-vă că Iesle este goală. Nu-l mai căutați la Iesle, că nu mai e acolo. Crucea este goală, mormântul este gol. Astăzi, spune Biblia, în Evrei 12:2, ceva extraordinar. Că îl găsim pe Iisus Hristos, nu între brăduți, nu între moși, nu între luminițe, să ne uităm ținte la căpetenia. Ascultă-mă, indiferent prin ce vei trece în viața asta, vei rămâne în picioare dacă nu o să te mai uiți la doctor, la analize, la datorii, la probleme, la faliment, ci din seara asta să te uiți ținte la Iisus. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă, observați că înainte de coroana din cer a fost coroana de spini. Observați că înainte de înviere a fost moarte. Observați că înainte de zâmbetele din cer au fost lacrimi. Dacă la Iisus a fost așa, la mine cum o să fie? Ascultați-mă.
Zilele astea eram în casă și mă gândeam că în anii care vin am toate șansele să mă îmbolnăvesc de o boală incurabilă, potrivit cu statisticile care sunt. Am toate șansele să mi se întâmple ceva rău și dumneavoastră la fel. Faptul că acum la 36 de ani o duc bine și nu am nicio boală, deși am trecut prin două operații, nu înseamnă că o să fie la fel toată viața. Ascultați versetul la care mă gândeam. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Avem două variante, iubiții mei. Pe unici, pe cei mai mulți oameni din România, diavolul îi ridică. Îi ridică și la final îi face praf și aruncă în hău. Dumnezeu face invers. Ne face praf în timpul vieții și ne ridică pentru veșnicie. Nu știu ce vrei în viața asta. O zice cineva, măi, eu am crezut că voi le pocăiți, dacă vă pocăiți o să vă meargă totul bine. Iubiții mei, Iisus Hristos ne-a spus așa, în lume veți avea necazuri. Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Iisus Hristos nu mai intră în noi fizic, El a mers în cer. Și acum ascultați-mă, acolo pregătește cerul pentru noi și aici ne pregătește pe noi pentru cer. Știți că prin toate lucrurile prin care Dumnezeu ne trece, prin orice zdrobire prin care trecem, pleacă bârfa, răutatea, invidia, minciuna, nemulțumirea, cârtirea și câte și câte mai sunt. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să mă uit la Tine de astăzi. M-am uitat mult la oameni și am fost dezamăgit. M-am uitat mult la alții și am rămas cu dubii. În seara asta vreau să mă uit la Iisus. Și iubiții mei, El e singurul care nu dezamăgește. Închei cu o poezie frumoasă și apoi vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm. Și poezia descrie viața Domnului Iisus Hristos când era mic. Și spune poezia, și a fost Iisus copil. Fără leagăn, fără slavă. Și în ființa Lui firavă au pătruns fiori de ger. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii Tată în cer. Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă bacii, cum l-ardeau pe față macii, cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac, ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng miei în zor plăplânzii, cu alor ochi înrourați. Și a fost Iisus flămând, ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel, cel pândeau pe afară lei și din culmele iudeii și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în el toți miei. Un păstor. Un păstor. Și ultima strofă spune așa, și a fost un rob Iisus. Așa spune, că a luat chip de rob. Să știți că a fost ca și noi, ca și tine și ca și mine. Chip de rob. Și a fost un rob Iisus. Sus, slujind împărăția, jos la Iosif și Maria. Lumii întregi s-a dat răpus ca să avem și noi robia și înfierea lui Iisus. O trecut sărbătorile. Întrebarea mea este, ai rămas cu sărbătorită? Vreau să cântăm o cântare. Și cântarea spune, Iisus e al meu. Asta mi-a venit acum pe loc să o cântăm. Doamne, nu mai vreau să mă trezesc cu horoscopul, cu bergambirul, cu bârfa, cu Carpațul lângă mine. Auzi, din zor de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce. Eu nu mai fac ce vreau de astăzi. Eu de astăzi fac ce vrea El, dacă cu adevărat trăiesc pentru El. Iisus e al meu prieten scurt, din zorii tine. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul. Smerit m-a plec sub
când merg pe un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine și fie drumul cât de greu, iaște ușor cu mine să despre marci se spune că mers pe un alt drum. N-ai vrea și tu să mergi în seara asta pe un alt drum. Zeci de ani Dumnezeu ți-a arătat că drumurile care sunt fără El nu duc spre veșnicie. În seara asta doar drumul cu El. Mă gândesc ce fericit s-o fi plecat magii acasă. O rămas ăștia tulburați și magii o pleca bucuroși. Sunt aici familii, sunt aici persoane care au nevoie de Iisus. Tu n-ai nevoie de o geacă nouă, de un telefon nou, de o casă nouă, că de aștia ai avut și o să mai ai. Există ceva noi, iubiții mei, care nu ne poate fi acoperit decât de prezența Domnului. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să merg cu Tine acasă. Nu o să vă pun să ridicați mâna, nu o să vă cer să veniți în față. Un singur lucru vă cer în rugăciunea care urmează. Lasă lacrimile pocăinței să coboare în ochii tăi. Și o să vezi că nu pierzi nimica decât o să câștigi veșnicie. Când copilul meu, după ce face prostii, vine la mine cu lacrimi și spune, tati, eu îți devine, să știți că nu mai găsesc nicio noia. Nu mai găsesc nicio noia. Nu mai e pe pedepsii. N-ai vrea să arată să spui, Doamne, eu să-mi devine. Văd familia mea unde a ajuns și am și eu vina mea. Văd viața mea cum a ajuns. Îmi dau seama că astăzi am nevoie de cer. Și îți promit în numele Domnului, omul sincer va pleca acasă schimbat în seara asta. Îi va păsa de veșnicie, va pleca acasă cu Dumnezeu, cu un nume scris în cartea vieții, cu o haină nouă, cu o haină albă. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. De aceea, haideți să intrăm cu toți în rugăciune, așa cum știi, roagă-te. Și Dumnezeu să ne asculte pe fiecare. Amin. Ne rugăm. Aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru cuvântul propovăduit. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Cristi mai departe în slujire, pe dumnealui și familia dânsului. Mulțumim Domnului pentru cercetarea Duhului Sfânt și sunt convins că multe inimi au luat hotărâri noi în seara aceasta și Dumnezeu să
ne ajute și să vă ajute pe toți. Amin. Câteva anunțuri înainte de a elibera. Mulțumim și fratele Beni pentru slujirea, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și auzi, gândește-te la o cântare. Și pe urmă eliberăm. Înainte ca să încheiem și să fac câteva anunțuri, mâine seara de la ora 6 este din nou slujbă în Casa de Rugăciune. Fratele Ștefi Ghereș de la Bistrița va fi și fratele Tinu Iepure sau Epure, care va cânta, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și vor fi în locul acesta, Dumnezeu să-i însoțească și pe dumnealor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Fratele Cristi este implicat în o fundație care fac ajutorări miros de cer și printre altele, prin donațiile care le primesc, ei se implică, dar au și un mod aparte de a susține această finanțare prin cărți. Sunt cărți scrise de fratele Cristi, sunt un set de cărți care le cumpărați la 150 de lei, da? Cât? 7 cărți, 150 de lei. Sunt la mașină afară, cineva va fi acolo. Dacă vreți să le cumpărați, banii se folosesc pentru lucrarea de misiune și ceea ce face această fundație. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Știți că atunci când va fi marea judecată, să se face diferențierea între unul și altul, Mântuitorul va spune, am fost bolnav și ați fost pe la mine. Am fost sărac și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost în cutare loc și ați venit pe la mine. Și se spune în Scriptura că vor întreba unii, dar când, Doamne, ți-am făcut noi aceste lucruri? Când le-ați făcut celor mai neînsemnați frați ai mei. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei care se implică sub o altă formă, că până la urmă, cum vă spuneam la început, credința se vede în faptele noastre. Aceea dovedește cine suntem cu adevărat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă doriți să le achiziționați acestea, la mașina fratelui Cristi este cineva acolo și vi le va da. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fratele Beni va mai cânta o cântare și după cântarea dumnealui eliberăm adunarea. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă așteptăm și mâine seară. Amin. Iisus, da, El vine cu, a spus, ești tu gata de a-L întâmpina, ce încetează ți-a sfința ta, nu-mi sta nepăsare, dragul meu, caută-N încetat pe Dumnezeu, în prezența Lui mereu vei sta. Lacrimi prins durere vei uita, pace, bucurii de nedescris, asta Domnul Iisus ne-a promis. E mirele, iubit, te vrea sfânt și pregătit. Ești tu gata de a-L întâmpina, ce încetează ți-a sfința ta. Nu sta nepăsare, dragul meu, caută-N încetat pe Dumnezeu. În prezența Lui mereu vei sta, lacrimi plâns durere vei uita, pace, bucurii de nedescris, asta Domnul Iisus ne-a promis. Poate azi
voi fi chemat de cel care te-a creat. Ține-mă, Iisus, în mâna ta, căci în tine mi-am pus încrederea. Încercări și valuri de ori veni, izbăvire tu-mi vei dărui. Vreau să stau departe de păcat, să pot fi la nunta ta chemat cu acei care ți-au slujit. Să-ți cântăm pentru că ne-ai iubit. Ești tu gata de a-L întâmpina, ce-ncetează-ți asfința ta. Nu sta nepăsare, dragul meu, caută-N încetat pe Dumnezeu. În prezența Lui mereu vom sta, lacrimi, plâns, durere vom uita. Ah, ce bucurii de nedescris, asta Domnul Iisus ne-a promis.